Mulțumesc pentru prezență. Am ajuns și astăzi la acel moment așteptat și anunțat cu un timp urmă, semnarea ultimului contract de pe lista prioritară a Polului de Creștere Ploiești. Un proiect foarte important pentru municipiul nostru, care asigură limitarea traficului pe zona de vest, spre Strejnic și spre Parcul Municipal Vest. Mulțumesc, domnule președinte Cozma, pentru suportul acordat atât ca președinte de Consiliul Județean Prahova, cât și ca șef al regiunii. Ca partener, nu ca am fost nevoie de un efort din partea Consiliului Județean, pentru că am vorbit de exproprierii foarte importante pe acea zonă, fără de care nu am fi putut ajunge în timp util la semnarea acestui contract. Sunt sigur că ați primit din partea noastră fișa acestui proiect. Dacă sunt întrebări suplimentare, după momentul semnării, o să le așteptăm cu mare plăcere și vă încercăm să le lămurim în măsura posibilității. Domnul Șat, câteva cuvinte, vă rog. Sunt domnule primar, salutăm la ziua. Într-adevăr, și noi privim cu foarte multă satisfacție acest moment, în sensul că am ajuns la finanța și ultimul proiect din lista principală. Eu îmi doresc să nu fie ultimul, fiindcă știu că mai avem un pas important. Este vorba de semnarea contractului pentru hipodrom. Ne dorim, la fel ca și autoritățile proieștene și prahovene, foarte mult acest lucru și sperăm că imediat cum vom obține economii în derularea celorlalte contracte, să facem acte adiționale, astfel încât să arătăm Ministerului Autorității de Management disponibilitatea financiară pentru a semna și hipodromul din Ploiești. De acum încolo trebuie să ne concentrăm cu toată atenția și cu toate resursele asupra absorpției efective în cadrul polului Ploiești. Alături de considerațiile pe care le-am ținut la București, la Consiliul, la Comitetul de Monitorizare, în sensul că, din punct de vedere al progresului înregistrat în anul 2012 și 2013, într-adevăr, Ploieștiul se află, polul de creștere Ploiești se află pe locul întâi, în special pe partea de contractare, fiindcă, dacă vă aduceți aminte, anul 2012 deja aveam niște arierate considerabile. Acestea au fost surmontate, deci diferențele au fost surmontate și suntem convinși că anul 2014 și 2015 ne va aduce în poziția de a fi printre cei mai competitivi poli dintre cei 7 ai României. Încă o dată felicitări și ne pregătim și pentru perioada 2014-2020. Din discuțiile pe care am avut cu domnul președinte, cu domnul primar, pregătirile sunt întoi și sunt convins că proiectele propuse de Prahova, de Ploiești, de Polul Ploiești, în parteneriat cu alte unități administrative teritoriale sau alte entități, vor fi de așa natură încât să contribuie la zestea de proiecte ale regiunii. Mulțumesc mult și succes!